excelență Itzy Bitzy. Premiile de excelență Itzy Bitzy. Da! Premiile de excelență Itzy Bitzy. Categoria muzică pentru copii. Nominalizări: Dana Nălbaru, Margareta Păslaru, Nicu Alifantis. Câștigătoare este Margareta Păslaru. Margareta Păslaru, în cei 59 de ani de activitate, a inspirat copiii și a lucrat în folosul lor și al artei. Pe lângă rolurile interpretate în Veronica și piesele extraordinare care au luat ființă prin colaborarea sa cu coruri de copii, Margareta Păslaru s-a făcut remarcată și prin proiectele sale educative derulate în țară, dar și peste hotare. Un exemplu este programul Vise Frumoase Copii, dedicat micilor pacienți de la Spitalul Grigore Alexandrescu, proiect prin care copiii ascultă bazme povestite de artistă și trec mai ușor peste necazuri. Un moment emoționant la care chiar nu m-am așteptat. De ce? Pentru că vine cumva firesc tot ceea ce încerc să fac pentru copii. Deja s-au spus, au fost enumerate câteva dintre aceste activități. Ce rugăminte am la cei prezenți? Dacă cunoașteți alți directori de spitale, eu am avut noroc cu domnul Enescu de la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde sunt voluntar din 2006, și receptivitatea dânsului m-a încurajat să dau aripi acestui proiect. În ce sens? Vise Frumoase Copii are rolul de a le abate gândul de la durere, de la teamă, de la spaima de a fi în spital. Ori, faptul că se poate transmite în spital seara la culcare, după ce medicii pleacă, surorile pleacă, deci această voce șoptită prin difuzoare, pentru că începutul a fost altul, citeam de la pat la pat povești și la un moment dat era imposibil să țin pasul. Și am avut răbdare din 2007 până acum 2 ani, până când în sfârșit s-au putut trage firele în fiecare salon. Avem un proiect pilot la secția celor arși, Spitalul Grigore Alexandrescu. Vă rog frumos, încercați să-l diseminați în restul țării, la celelalte spitale. Eu voi oferi materia primă, poveștile care au fost înregistrate la editura Curtea Veche și ca urmare a succesului a fost reeditat și mulțumesc celor de la Curtea Veche. Ideea este ca în fiecare seară să dăm câte 10 minute, nu mai mult. Copiii sunt sedați, au dureri, trebuie să se odihnească, dar acele 10 minute pur și simplu sunt magice. Adorm zâmbind copiii. Deci încercați. Programul există. Mulțumesc! Premiile de excelență Itzy Bitzy! Premiile de excelență Itzy Bitzy! Da! Premiile de excelență Itzy Bitzy!